Femeia din satul Oprișor, județul Mehedinți, este una dintre victimele indivizilor. Ea povestește că bărbații i-au bătut la poartă cu noaptea în cap. I-au spus că sunt de la poliție și că fac percheziții pentru contrabandă de țigări. Stupefiată, femeia le-a dat drumul în locuință, unde au început să o întrebe dacă are țigări și bani în casă. Zic că nu vând și nici nu am țigări în casă. Și face, putem verifica? Zic, da. Am mers înăuntru. Și am intrat toți, trei, și doar mi-a dat o pernă, așa. Și așa a rămas. Dar în portofelul ăla ce aveți? Zic, bani. Indivizii au amenințat-o apoi că dacă nu scoate toți banii pe care i-are, vor răvăși toată casa. Speriată, victima a scos toate economiile pe care le avea și le-a dat falșilor polițiști. După ce au luat banii, indivizii aveau ticluit un tertip ca să distragă atenția femeii. Am luat plicul de acolo, l-am dat, a băgat toți banii, am ieșit în hol și din hol a zis că să mă îmbrac, ca să mergem la poliție să dau declarație de unde provin banii ăștia, după ce a fugit. Atunci mi-am dat seama că nu sunt polițiști și i-am spus soțului, am început să plâng, zic eu dau telefon la poliție. În scurt timp, bărbații au fost prinși și erau cazați într-o pensiune din comuna Hinova. Asupra lor au fost găsiți aproape toți banii pe care îi furaseră, dar și echipamentul folosit la înșelătorii. Oamenii legii au mai stabilit că, cu o zi înainte, aceștia mai înșelaseră o familie din comuna Cușmir. În urma perchezițiilor efectuate la o unitate de turism unde persoanele bănuite erau cazate, polițiștii au descoperit și ridicat 4.933 de lei, 1.375 de euro și 610 lire sterline, două insigne inscripționate, o pereche de cătușe și mai multe perechi de mănuși din latex. Bărbații sunt cercetați acum pentru uzurpare de calități oficiale și furt calificat. Au fost reținuți pentru 24 de ore, iar astăzi au fost duși la instanță cu propunerea de arestare preventivă.